Și noi vrem ca să ne luăm crucea și vrem să ne mântuim raportându-ne la veșnicia crucii. Pentru că noi vrem să facem faptele plăcute Mântuitorului Iisus Hristos, care au izvorit ca roade ale răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos pe cinstita și de viață făcătoare cruce. De aceea, crucea este arma noastră a tuturor creștinilor. Ea ne reprezintă pe noi creștinii și noi o recunoaștem și o preaslăvim pe ea înaintea lui Dumnezeu. Crucea este cea care ne va străjui mormintele noastre. Dar să nu uităm că în numele crucii noi vom câștiga veșnicia noastră cu Cel care s-a răstignit pe cinstita și de viață făcătoare cruce. Dacă El și-a însușit-o și a iubit-o atât de mult în favoarea noastră, iată că astăzi, la jumătatea postului, ne așezăm sub umbra ei și o luăm și noi cu recunoștință și cu cinste ca și noi să ne mântuim. Iată că după câteva minute, mergând prin orașul nostru și rugându-ne și având împreună cu noi cinstitele și de viață făcătoarele cruci și desigur această cruce care s-a vrut poate să fie asemenea celor trei cruci de pe Golgota, dar asemenea poate cele din mijloc pe care a fost răstignit floarea vieții, a fost răstignit Mântuitorul sufletelor noastre, am împodobit-o și noi cu flori, ca preț a respectului și desigur aducând prin aceasta recunoștința noastră, prin aceste flori, față de Dumnezeu, Cel care a plănuit ca să-L trimită pe prea iubitul Fiu la noi pământenii. Am plecat desigur având în mintea noastră cuvintele spuse de Mântuitorul, că cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze. De altfel, Evanghelia zilei de astăzi, pe care preacucernicii părinți au citit-o și au predicat-o în Sfintele Biserici, arătând importanța deosebită pe care o avem noi răspunzând la aceste cuvinte de îndemn ale Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sigur că ne-am gândit că noi trebuie să ne mântuim sufletele noastre. Ne-am gândit că suntem păsători de mântuirea lor și suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu și vrem să nu le pierdem. Vrem să nu trecem în peirea, vrem să nu trecem în neființă, ci noi vrem să rămânem ființial copiii lui Dumnezeu, să rămânem fiii lui Dumnezeu pentru totdeauna, pentru veșnicie. Și de aceea această procesiune din mijlocul postului este ca un gest de smerenie manifestat de noi, cei care ne-am gândit în cele din urmă să împlinim dorința Duhului Sfânt și să ne adunăm, să formăm o grupare, o suflare, o trăire, o mărturisire a credinței noastre și în același timp o cunună a iubirii față de Mântuitorul și față de patimile pe care, iată, le-am auzit aici, citind cea de a doua Evanghelie, legate de crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos
neștiind ce făceau, pentru că ei, răstignindu-L, ne pecetluia prin cuile, din palmele și din picioarele Mântuitorului, mântuirea noastră. Sigur că nu am fost mulți, nu am fost nici puțini. Și iată, atâția câți am fost, suntem acum aici, dar să nu uităm că cu noi, dacă n-au venit mulți credincioși, ca înaintea lui Dumnezeu să pară că suntem mulți, a îngăduit să vină toți îngerii, îngerii noștri păzitori, îngerii slujirii noastre în calitate de apostoli, au venit la fiecare câte 12 îngeri. Au venit asemenea cum au venit pe Golgota câte 3 la cele 4 părți de unde curgea sângele Mântuitorului. Și sângele Mântuitorului a curs începând de la cap și de deasupra erau 3 îngeri care cu cupele țineau să cadă sângele în cupele lor. Apoi la dreapta, la stânga mâinilor și la picioarele Mântuitorului. Și pentru că fiecare am văzut că aveți câte o cruce, deci ați avut atâția îngeri. Și acum înmulțiți-vă dumneavoastră crucile cu cât sunteți, să vedeți câți îngeri a îngăduit astăzi să străbată orașul nostru, oneștiul nostru, prea bunul nostru Dumnezeu. Era bucuros în Al Preasfințitul pentru că suntem singura localitate din țară unde păstrăm această procesiune. Gândesc că ați gândit la responsabilitatea purtării crucii în mână și că ați gândit că este ceva pentru intimitatea fiecăruia din noi, că v-ați spus gândurile frăților voastre înaintea lui Dumnezeu. Poate ați făcut și o mărturisire înaintea lui Dumnezeu, punându-vă păcate. A venit zilele trecute un cetățean în trecere. Nu l-am văzut niciodată în viața mea. Și a spus așa, Părinte, eu mă simt foarte păcătos. Era spre seară. Nu m-am mărturisit niciodată. Și am spus, vrei să te mărturisești? Da, știi ce te rog? Mergi acolo, în fața catedralei. Privește spre cer și spune lui Dumnezeu așa, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Iată păcatele mele. Și spune-le zic toate. Spune lui Dumnezeu toate. După aceea spune Tatăl nostru. După aceea vină înapoi și intrăm în biserică să citesc și rugăciunile și moliftele și eventual să mai spui încă ceva Tatălui ce nu i-ai spus. Și a spus așa, Părinte, eu mă cutremur cinst. Nu știu dacă reușesc să fac aceasta, pentru că mi-e rușine de Tatăl Ceresc. Pentru că El mă știe și îmi știe și păcatele mele. Te rog pe mă tare, iartă-mă și-mi este de ajuns. Desleagă-mi și-mi este de ajuns. Și mi-ai dat o lecție pentru toată viața mea. Îmi este rușine să privesc la cer. Biscărincioși, m-ai impresionat. Nu știu cât pe dumneavoastră relatarea mea, dar cred că de multe ori ar trebui să facem fiecare din noi pe lângă mărturisirile pe care le facem la duhovnici. Și fie că duhovnicul înțelege starea păcătoșeniei, fie că nu înțelege, fie că noi spunem tot ce știm, ce ne gândim, ce am făcut, ce am zis sau nu, dar în fiecare seară și dimineață trebuie mărturisite păcatele înaintea Sfintelor icoane, înaintea Sfintei Cruci.